Bună seara, sunt Angela Gonța și vă invit la știri. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. După alegerile de ieri, patru partide au acces în Parlament, însă niciunul nu a acumulat un număr suficient de voturi pentru a forma majoritate. Unii concurenți pe circumscripțiile uninominale, care păreau să aibă victoria la picioare, au suferit înfrângere. Cine sunt marii perdanți, vă spunem la știri. Pentru că nu dețin majoritate parlamentară, democrația au început deja să-și caute aliați. Reacțiile partidelor după votul de ieri urmează imediat. Un consilier local din nordul țării susține că a fost bătut de primar, s-ar fi ales cu o comoție cerebrală. Alegerile au trecut, însă nu și problemele, pentru că nicio formațiune nu a luat majoritate în noul Parlament. Acestea vor trebui să facă alianțe pentru a putea forma guvernul. În caz contrar, riscăm alegeri anticipate. Conform ultimilor rezultate, în legislativ acced doar patru partide. Socialiștii au acumulat cele mai multe voturi, fiind urmați de Blocul Acum, de Partidul Democrat și de Partidul Șor. Cele mai multe voturi pe circumscripția națională le-au obținut socialiștii, astfel 31,2% din cetățeni au ales din lista de partide PSRM-ul. Pe locul 2 este Blocul Electoral Acum, Da și PASC, 26,7% din numărul celor care au votat, ceea ce înseamnă în jur de 400.000 de oameni. Democrația a obținut cu aproape 3% mai puțin, 23,78% sau puțin peste 333.000 de alegători. Ultimul partid care a acces în Parlament este formațiunea condusă de Ilan Șor, pentru care au votat 8,36% dintre alegători. Partidul Comuniștilor, care a avut reprezentanți în fiecare parlament, de această dată a luat doar 3,7%, ceea ce înseamnă că nu va face parte din noul legislativ. O altă surpriză a acestor alegeri este și lipsa PLE-ului. Formațiunea condusă de Dorin Chirtoacă a luat puțin peste 1%. Nici partidul nostru nu a reușit să convingă o mai mare parte din electorat să-l voteze. Aproape 3% au optat pentru formațiunea lui Renato Usatăi. Celelalte partide înscrise în curs au luat mai puțin de 1%. În mandate, victoria celor patru partide care au trecut pragul electoral arată așa. Conform calculelor preliminare, socialiștii vor obține 18 mandate, Blocul Acum 14, Democrații 13, iar Partidul Șor 5 mandate. În total, la alegerile parlamentare au participat aproape jumătate dintre moldovenii cu drept de vot, puțin peste 1.453.000 de alegători. Femeile au fost mai active și au reprezentat 53% din numărul celor care au ieșit la vot. Iar dacă ne referim la categoria de vârstă, atunci persoanele cu vârsta cuprinsă între 56 și 70 de ani au fost cei mai activi. Ui, roșu. Și pe circumscripțiile uninominale, lupta a fost crâncenă, atât socialiștii cât și democrații s-au ales cu câte 17 deputați. Blocul Acum a învins pe 12 circumscripții, majoritatea fiind în capitală. Și Partidul Șor are 2 deputați în baza votului uninominal. Rezultatele mai arată că în Parlament vor ajunge și 3 candidați independenți. În urma votului de pe circumscripțiile uninominale, câte 17 mandate au revenit Partidului Democrat și Partidului Socialiștilor. De cealaltă parte, candidații Blocului Acum au ieșit învingători în 12 circumscripții uninominale, iar Partidul Șor s-a ales cu doar 2 deputați conform votului uninominal. 3 aleși ai poporului au candidat independent. În municipiul Chișinău, Blocul Acum a înregistrat cele mai multe victorii. Astfel, în 6 din cele 11 circumscripții, lupta a fost câștigată de candidații Blocului Acum. În celelalte 5 au ieșit învingători socialiștii. Și în diasporă, unde au fost 3 circumscripții, victoriile au fost împărțite între Blocul Acum și PSRM. Pe circumscripția la vest de Moldova, fotoliul de deputat i-a revenit Maiei Sandu cu 80,5% din voturile exprimate. Și pe circumscripția din SUA și Canada a câștigat candidatul Blocului Acum, Dumitru Alaiba, iar în partea de est a Moldovei a câștigat socialistul Gheorghe Ipara, care a luat aproape 60% din voturi. În Parlament au acces și 3 candidați independenți, unul de pe circumscripția din Cahul, Ion Groza, iar alții 2 din regiunea transnistreană, Alexandru Olenic și Viorel Melnic. Ultimii 2 au câștigat cu un scor aproape similar, puțin peste 62%. În total, pe cele 51 de circumscripții uninominale au candidat 325 de candidați. Referendumul consultativ a fost declarat valabil, la el a participat peste o treime din persoanele înscrise pe listele electorale.
Peste 730.000 de alegători s-au arătat pentru reducerea numărului deputaților în Parlament, de la 101 la 61, iar peste 260.000 au menționat că sunt contra. De asemenea, la cea de-a doua întrebare privind revocarea din funcția deputaților de către popor, peste 790.000 au răspuns pentru, iar peste 200.000 au votat contra. Referendumul, care a fost organizat la Inițiativa Democraților, a costat peste 10 milioane de lei. Rezultatul plebiscitului nu se va răsfrânge asupra Parlamentului nou format. Pentru prima dată, moldovenii și-au ales cei 101 de deputați în baza unui sistem de vot mixt, mai exact. 50 dintre parlamentari au fost aleși în baza listelor de partid, iar ceilalți, 51, pe circumscripțiile uninominale. După alegerile de ieri, 4 partide au acces în Parlament, însă niciunul nu a acumulat un număr suficient de voturi pentru a forma majoritate. În noul legislativ, cele mai multe fotolii vor fi ocupate de socialiști. Calculele preliminare arată că PSRM a obținut 35 de mandate, atât de pe circumscripția națională, cât și de pe cele uninominale. Alți 30 de parlamentari sunt ai democraților. Blocul acum are, după sumarea mandatelor, 26 de deputați. Și Partidul Șor s-a ales cu parlamentari în noul legislativ. În total, 7 la număr, dintre care 2 au fost aleși conform votului uninominal. Alți 3 parlamentari au candidat independent. Unii concurenți pe circumscripțiile uninominale, care pretindeau să aibă victoria la picioare, au suferit înfrângere. Democrata Monica Babuc a pierdut la Ialoveni. Asta chiar dacă a inaugurat o linie de troleibuze. Și Constantin Țuțu de la PDM a fost învins de candidatul blocului, acum Andrei Năstase. Sportivul nu va mai face parte din noul Parlament, întrucât nu a fost inclus pe lista partidului. Și în taberele altor partide au fost înfrângeri surprinzătoare. Masa e minunată, i-aș spune colegă Monica Babuc. Domnul președinte, foarte mult pentru aprecieri generoase. Deși a desfășurat o campanie plină în evenimente publice lansând alături de primarul de Ialoveni chiar și o linie de troleibuze, Monica Babuc nu a reușit să-i convingă pe toți alegătorii să o voteze. Pentru ea și-au dat votul aproape 35% dintre cei care au participat la sufragii. Astfel, democrata a pierdut în fața lui Liviu Vov, candidatul blocului acum. Acesta a luat cu aproape 8% mai mult, ieșind învingător. După aflarea rezultatelor, democrata a scris pe pagina sa de Facebook că nu renunță la luptă. Monica Babuc va fi totuși deputat, ea fiind pe poziția 5 pe lista PDM-ului. Un alt pierdant al alegerilor este și democratul Constantin Țuțu. Luptătorul la fel părea sigur de succesul său pe circumscripția 33 din capitală, fiind lăudat de colegul său de partid, Andrean Candu, într-o intervenție live susținută cu doar 2 ore până la închiderea secțiilor. Constantin Țuțu, cel mai bun! Peste noapte însă rezultatele au arătat că Țuțu a fost înfrâns de contracandidatul său Andrei Năstase. Cofondatorul blocului acum a acumulat cu 17% mai mult decât democratul. Se pare că sportivul nu se va regăsi în noul Parlament și asta pentru că nu a fost inclus pe lista partidului propusă la alegeri. L-am sunat să vedem ce planuri are de viitor, însă Țuțu ne-a ignorat apelurile. Tot în municipiu, deja pe circumscripția 32, a fost înfrâns liberalul Dorin Chirtoacă. Fostul primar general nici măcar nu se află în top 3 conform rezultatelor alegerilor. Cele mai multe voturi au fost pentru candidatul blocului acum, Mihail Popșoi. A fost un vot al emblemelor de partid aflate pe val. Candidatul blocului acum a devansat-o chiar și pe Nina Costiuc, primăriță de ani buni în Budești, care a candidat din partea democraților. Deși a fost vizibil în această campanie, organizând întruniri cu locuitorii sectorului Ciocana și cu publicitate, inclusiv pe facturi, Kiril Gaburici i-a cucerit doar pe 13% dintre alegători. L-am telefonat pentru o reacție, dar a declarat că este ocupat. Pot eu să revin mai târziu, că sunt în într-o oră? Da. Revin eu când mă eliberez. Un alt pierdant pe circumscripția din capitală este candidatul partidului Șor, Petru Jordan, lansat în cursă în timpul unui concert de amploare la care a cântat Stas Mihailov. Acesta a acumulat doar 11% din voturile exprimate. Rămânem tot în capitală, pe circumscripția 26, unde a pierdut fotoliul de deputat, democratul Mihai Stratulat. Medicul a acumulat în jur de 11% dintre voturi, fiind pe locul 3, conform rezultatelor. Eu eram gata pentru orice rezultat, deci nu eram, n-aș spune că am rămas dezamăgit, noi am lucrat, echipa a lucrat. La Ungheni, reprezentantul blocului acum, Octavian Țicu, a fost învins de candidata Partidului Democrat. Acesta a luat cu 4% mai puțin decât Ludmila Guzun. Istoricul va accede totuși în Parlament, deja de pe lista blocului. Țicu le-a mulțumit tuturor pentru voturile acordate, arătându-se mândru de ce a reușit să facă într-o lună de campanie. Și pe cele două circumscripții uninominale din municipiul Bălți au fost
surprize. Candidații de la partidul nostru au pierdut în fața socialiștilor și a comuniștilor. După anunțarea rezultatelor alegerilor, Partidul Democrat cheamă partidele la negocieri pentru a forma o majoritate parlamentară. Pe de altă parte, blocul acum susține că alegerile nu au fost libere și corecte și cer investigarea penală a fraudelor. Și socialiștii au invocat încălcări și nu exclud petrecerea alegerilor anticipate. Iar Ilan Șor a pregătit deja primul proiect legislativ. Liderul PD, Vlad Plahotniuc, a anunțat astăzi că invită la negocieri pe viitorii colegi de parlament, indiferent de doctrinele pe care le împărtășesc. Partidul Democrat este gata să înceapă negocierile cu partidele și cu independenții care trec în parlament, pentru a le oferi cetățenilor o majoritate parlamentară și un guvern funcțional. Vom pune în prim plan nu diferențele doctrinare, dar mai presus de orice, interesul cetățenilor noștri. Pe de altă parte, blocul acum, care a declarat ferm că nu are de gând să facă alianțe în noul parlament, susține că alegerile au fost fraudate prin numeroase încălcări. Dar aceste alegeri au fost furate ca niciodată, iar rezultatele nu reflectă voința oamenilor. Noi, blocul acum, nu recunoaștem alegerile drept libere și corecte. Blocul electoral acum a câștigat alegerile de parlamentare. Au dat o nouă lovitură de stat. Între altele, blocul acum s-a plâns de transportarea organizată a alegătorilor din stânga Nistrului la vot, cazuri de folosire a resurselor administrative și împiedicarea votului în diasporă, în privința cărora vor să fie inițiat un dosar penal. Și socialiștii au acuzat nereguli și contestă rezultatele în 6 circumscripții uninominale. După ce vor fi sesizate toate organele respective, inclusiv ŞCEC-ul și comisiile de electorale de circumscripții, vom primi răspunsurile, atunci vom putea să ne expunem absolut asupra legitimității acestor alegeri. Noi nu excludem că pot avea loc și alegeri anticipate. Iar Ilan Șor, după ce și-a văzut partidul intrat în Parlament, deja se gândește la proiectele pe care spune că le va implementa. Moldova начала просыпаться. И люди ставят акцент не на политиканов с пустыми обещаниями и очередной геополитикой, а на реальных менеджеров, которые добились конкретного результата здесь и сейчас. Первый законопроект, который предложит партия Шор, это будет немедленное увеличение полномочий одномандатных кандидатов, уже депутатов, можно сказать. În acest context, Igor Dodon a declarat astăzi că este gata să convoace prima ședință a Parlamentului. Cel târziu, până pe 26-27 martie, în calitate de președinte al Republicii Moldova, în caz dacă vor fi validate alegerile, eu voi convoca prima ședință a Parlamentului pentru a fi constituit Parlamentul de următoarea legislatură. Conform rezultatelor preliminare, Partidul Socialiștilor dispune de 35 de mandate, Democrații cu 5 mai puține, blocul acum va avea 26 de locuri în Parlament, Partidul Șor 7, iar alți 3 deputați sunt independenți. O altă premieră a acestui scrutin a fost votul masiv al alegătorilor înscriși în stânga Nistrului. În total, peste 37.000 de cetățeni din regiunea transnistreană au participat la alegeri, în timp ce la alegerile din 2014 numărul acestora a fost de 4 ori mai mic. Numărul mare al votanților din stânga Nistrului i-a uimit chiar și pe reprezentanții Comisiei Electorale Centrale, iar presa a relatat numeroase cazuri în care alegătorii erau aduși și organizați să voteze. Potrivit blocului acum, pentru aceasta oamenii erau răsplătiți cu aproximativ 400 de lei. Poliția cercetează aceste situații, chiar dacă CEC susține că organizarea transportului nu este o încălcare. Ieri, cele două circumscripții, 47 și 48 din regiunea transnistreană, au fost luate cu asaltă de către locuitorii din stânga Nistrului. Pentru prima dată, peste 37.000 de cetățeni și-au exercitat dreptul la vot. Aceștia au dat buzna în mai multe secții deschise în dreapta râului, formând cozi. Pe rețelele de socializare au apărut mai multe imagini potrivit cărora cetățenii au fost aduși coordonat la secții de votare, iar unora dintre ei li s-ar fi promis și bani pentru a vota un anumit partid. Bună dimineața, cum se spune. Deloc nu e organizat. Cât s-au discutat ca să dai de om?
Nu, care și cum. De dată au spus că 50 de lei pe urmă 100, așa pe 150, asta încă nimeni nu știe. Încă n-ați văzut banul. N-am văzut nimeni. Șefa Comisiei Electorale Centrale, Alina Rusu, susține că aceste cazuri au fost înregistrate, însă decizia finală privind comiterea unei încălcări o vor lua organele abilitate de control. Pervâie, na parlamentskih выборах явка со стороны жителей Приднестровья настолько высока. Мы направили эти жалобы для рассмотрения полиции, потому что национальное законодательство не запрещает. Но если не были какие-то нарушения согласно уголовному кодексу по коррупции избирателей, мы уже увидим, какие результаты по рассмотрению этих жалоб. Ну и были жалобы касательно агитации в день выборов. День номерати вор не ам пронансата супрафакту это транспортара организата алегаторила есть о факты, которые требуют квалификаты факты экзактен кодов электорал. Ор не день номерати вор латати скрутинили am menționat acest lucru, nu este clar acest serviciu care nu se știe cât costă, costă el până la 100 de lei sau costă el peste 100 de lei, se încadrează în calitate de corupere alegătorilor sau nu se încadrează în calitate de corupere alegătorilor. Inspectoratul General de Poliție a confirmat că verifică plângerile depuse. Ieri, atât blocul Acum, cât și socialiștii au reclamat transportarea organizată a cetățenilor din circumscripțiile din stânga Nistrului. Conform voturilor exprimate pe circumscripția 47 din orașele Kamenka, Râbnița, Dubăsar și Grigoriopol cu 62,54% din sufragii, a ieșit învingător Alexander Olejnic. Olejnic a fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova în 2001 până în 2009, pe lista partidului Blocul Moldova Democrată. Ulterior, timp de 2 ani a fost ministru al Tehnologiei, Informației și Comunicațiilor al Republicii Moldova. Acesta a candidat independent. Iar pe circumscripția 48 din orașul Slobozia, Tiraspol și Bender, fotoliul de deputat l-a câștigat Viorel Melnic, directorul Asociației pentru Orhei, care implementează diferite proiecte în orașul Orhei. Anterior, el a deținut funcția de șef la serviciul Vamal, iar până în 2015 a făcut parte din Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, condus pe atunci de Igor Dodon. Acesta a candidat independent la alegeri. Vot impecabil sau totuși cu nereguli în diasporă. Sute de moldoveni care se află peste hotarele țării au depus contestații după ce nu au putut vota cu pașapoartele expirate. Nu toate secțiile de vot le-au acceptat plângerile. Comisia Electorală Centrală a anunțat că acestea vor fi trimise direct în instanța de judecată. Chiar și așa, aseară premierul Pavel Filip a declarat că votul din diasporă s-a desfășurat impecabil. Pe rețelele sociale, zeci de cetățeni moldoveni de peste hotarele țării au postat imagini cu cozile formate în fața secțiilor de vot. Cele mai aglomerate au fost secțiile din orașele Londra și Berlin. Am ajuns recent la secția de votare din Buckingham, în estul Londrei. După practic 10 minute, în spatele meu s-au mai alăturat peste 50 de persoane. În fața mea sunt probabil 300 de persoane. Nu știm dacă o să reușim toți să votăm, pentru că circulă zvonuri precum că ar fi buletine de vot doar pentru o altă oră, respectiv nu foarte multe. Așteptăm să vedem dacă se confirmă aceste zvonuri. Aflu în fața Ambasadei Republicii Moldova de la Berlin. Vedem aici că s-au adunat un număr impunător de oameni. Nu toți însă au ajuns să voteze, respectiv cei nemulțumiți de procesul de vot au depus contestații la secții, în mare parte invocând faptul că nu li s-a permis să voteze cu actele expirate. Ieri împreună cu soțul, Vadim Cucereavăi, ne-am prezentat la secția de vot din Northampton. Eu am votat pentru că am avut pașaportul valabil, soțul meu a fost refuzat pentru că a avut pașaportul expirat și respectiv a depus o contestație, argumentul lui fiind faptul că pentru a vota este nevoie să ne identificăm, iar CNP-ul este oferit pe viață și este prezent atât în buletin, cât și în pașaportul expirat sau pașaportul nou. Și la București, alegătorii au depus contestații. Potrivit unui membru din comisia de vot, la finalul zilei au fost înregistrate 50 de plângeri. Aproximativ fiecare a treia persoană care vine să voteze nu reușește să facă acest lucru din cauza faptului
că nu are pașaport valabil sau vine doar cu buletinul și nu îi se permite să voteze cu buletinul în afara țării. În total, la București au votat puțin peste 2700 de persoane, în jumătate decât la alegerile prezidențiale din 2016. Atunci însă moldovenii au putut vota în baza actelor expirate. Și la Milano, mai mulți alegători s-au arătat nemulțumiți de procesul de vot. Aceștia au încercat să o convingă pe șefa secției să le accepte contestațiile. Sunteți spus că să ne părăți drepturile noastre, să nu ne vă să vă duceți pe asta. Acolo unde trebuie. Unde spune doamna. Pe ușa secției de vot, conform unor poze plasate într-un grup online, a fost lipit un anunț în care se menționa că alegătorii trebuie să se adreseze direct în instanța de judecată cu aceste contestații. Și în Portugalia au existat plângeri. O moldoveancă a scris că a depus contestație, dar a fost anunțată că trebuie să se prezinte în Republica Moldova pentru a continua procesul inițiat. În aceste condiții, moldovenii din diaspora au lansat și o petiție online în adresa autorităților și a misiunilor de observare, prin care cer constatarea încălcării dreptului la vot. Chiar și așa, aseară, premierul Pavel Filip, care a câștigat cursa electorală, a declarat că, pentru prima dată, votul din diaspora s-a desfășurat impecabil. Un lucru important, încă care aș vrea să scot în evidență, pentru prima dată, votul din diaspora s-a desfășurat în mod impecabil, nu au fost probleme. Și pe această cale vreau să mulțumesc tuturor misiunilor diplomatice, pentru că în mare parte acolo au fost secțiile de votare și au asigurat atât bună desfășurare a alegerilor, cât și ordinea în secțiile de votare. Anterior, Comisia Electorală Centrală le-a recomandat cetățenilor care cred că li s-a încălcat dreptul la vot să se adreseze în instanța de judecată. La aceste alegeri, moldovenilor din diaspora nu li s-a permis să voteze cu pașapoartele expirate, chiar dacă la celelalte scrutine nu au fost astfel de impedimente. Peste hotare au votat de data aceasta aproape 70.000 de alegători, ceea ce reprezintă în jur de 2,5% din numărul celor așteptați la urne. Cei mai mulți au votat pe circumscripția 50, la est de Moldova, iar cei mai pasivi au fost alegătorii de pe circumscripția 51, SUA și Canada. Pentru alegerile parlamentare din acest an, în străinătate au fost deschise 123 de secții de vot, fiind oferite câte 5.000 de buletine. Și la alegerile prezidențiale au fost depuse contestații în jur de 140 la număr. Moldovenii au invocat atunci numărul mic de buletine și puține secții de vot, însă au pierdut dosarul în instanțele din țară. A doua zi după alegeri, oamenii sunt nedumeriți. Ce se va întâmpla mai departe în Parlament? O parte spune că s-a așteptat la așa rezultată, iar alții zic că au fost uimiți. Chiar și așa, mulți recunosc că nu au încredere în modul în care au fost desfășurate alegerile parlamentare. Ceva la ce se putea de așteptat, cred că. Nu e nimic nou. Я не знаю, как можно любить Молдову, що за них голосовать. Eu vreau să câștige altcineva, nu socialiste este. La mine, de primer, очень удивительно, что партия acum на втором месте. Правда, думала, что будут демократы. Unii spun că au fost admise fraude și nu mai au încredere în rezultatele scrutinului. Prea mult forțat. Chiar cunosc personal oameni care erau presați să nu iasă la întâlnirea aceea, să nu iasă la întâlnirea aceea, mai ales primarii sau persoanele de conducere. Opinia că au fost fraudate, pentru că chiar și la noi în sat s-au adus în mod organizat, din partea partidului ușor, s-au adus oamenii în mod organizat la alegeri. Eu la Rășcanovcă, unde am fost, mie mi s-a părut ok. Ei, toți amăgesc. O fost, nu a fost corect. Totodată, practic, toți cei cu care am discutat s-au arătat derutați de ce va urma după alegeri. Dictatură, mai departe. Они выиграют. Но альянс будет. А с кем я не знаю. А фонду мэрии. Где ты так? Пробабельно с фи ничего целеджери, как с фи формата коалиции пентру гувернари, мажоритаре. Am discutat și cu persoane care s-au arătat indiferenți de rezultatele scrutinului. Я не знаю, я не интересуюсь выборами. Я знаю, что каждый человек делает свой выбор. И живет так, как он считает нужным. Ну, при инвернасу он не требует.
Legea pumnului în raionul Briceni. Un consilier local se plânge că a fost bătut ieri de primarul satului Drepcăuți pentru că și-a apărat soția. Femeia ar fi fost impusă să ștampileze buletine de vot în favoarea Partidului Democrat. Aceasta a făcut parte din comisia electorală și trebuia să se deplaseze la domiciliile bătrânilor cu urna mobilă. Consilierul a venit astăzi în capitală pentru o vizită la medicul legist. Vasile Proca este consilier local în satul Drepcăuți, acolo unde ieri, în timpul alegerilor, soția sa făcea parte din comisia electorală și se deplasa acasă la bătrâni pentru a-i asigura dreptul la vot. Însă, după amiază, aceasta l-a sunat în lacrimi pe soțul său. Deci, mi-a sunat și plângea. Eu am întrebat ce s-a întâmplat. Mi-a spus că a venit primarul și a început a striga la dânsa și a numit cu cuvinte... Nu frumos. Bărbatul crede că democratul ar fi urmărit să falsifice votul pentru ca PD să câștige alegerile în localitate. Acum femeia doctoriță în sat riscă să-și piardă funcția. Nu era de acord cu întrebarea că mergeau de la Partidul Democrat, mergeau înainte mașina, mă înțelegeți? Și le spunea pe cine se votează și apoi numai merge cu urna și... În data după incident, consilierul s-a adresat la sectorul de poliție unde a depus o plângere pe numele primarului. Iar astăzi acesta a venit în capitală pentru a constata cât de serioase au fost traumele. Medicul legist l-ar fi diagnosticat cu comoție cerebrală. Proca nu a vrut să ne spună din ce partid face parte. Am telefonat atât primarul satului, cât și secretarul acestuia, însă nimeni nu ne-a răspuns. În urma alegerilor parlamentare, în raionul Briceni, în frunte se află PSRM cu peste 12.700 de voturi, după care este urmat de PD cu 8.623 de voturi și blocul acum cu 2.642 de voturi. Cazul este cercetat de poliția locală. Nemulțumiți de modul de desfășurare a alegerilor parlamentare, mișcarea Ocupai Guguța a protestat astăzi printr-un marș pașnic pe străzile capitalii. Tinerii au pornit din fața cafenelii Guguță și au continuat marșul pe bulevardul Ștefan cel Mare până la CEC. La sediul CEC vom interpreta câteva ritmuri. Sper să afli cecul cum sună democrația, după care o să citim o scurtă compilație de ilegalități pe care le-a admis cecul. Pentru că simplu fapt că este o instituție care s-a luat în serios rolul de observator. Admiterea la alegerea unor persoane dubioase, pe cum este Ilan Șor. Scrutinul a fost marcat de încălcări, constată Asociația Promolex și misiunile de observatori internaționali. Cele mai frecvente abateri au fost depistate în listele electorale, fiind menționate și transportare organizată a alegătorilor sau utilizarea resurselor administrative. Potrivit Promolex, în ziua votului a fost înregistrat un număr aproape dublu de încălcări față de alegerile prezidențiale din 2016. În evidență pot ieși incidentele legate de deficiențele atestate sau raportate de către alegători, dar și funcționari în listele electorale, 127 total de incidente. Urmează incidentele legate de încălcarea secretului votului prin fotografierea buletinilor de vot. De asemenea, între altele, au fost înregistrate circa 90 de cazuri de transportare organizată a alegătorilor și 10 de tentative de corupere a electoratului. În 64 de cazuri a fost făcută agitație electorală sau PR negru chiar în incinta secției de vot. Președinta Comisiei Electorale a declarat că încălcările constatate de Promolex sunt analizate în prezent de către organul electoral. Este foarte important să înțelegem dacă aceste încălcări influențează sau nu influențează rezultatul final. Pentru că alegeri perfecte nu există. Tot astăzi s-a expus și Coaliția pentru Alegeri Libere și Corecte, care a calificat acest scrutin într-o conferință de presă drept incorrect și parțial liber. Pe de altă parte, observatorii internaționali spun că, per ansamblu, drepturile fundamentale au fost respectate în cadrul alegerilor și au permis o competiție reală. Totuși, au vorbit și despre încălcări care au umbrit acest scrutin și au afectat și mai mult încrederea cetățenilor în instituțiile statului. Reports of pressure on public employees, vote buying, misuse of state resources, high concentration of media ownership will all have to be addressed in the future to increase public confidence
in Moldovan elections. Cofondatoarea blocului Acum, Maia Sandu, a cerut observatorilor internaționali să nu recunoască încă alegerile drept libere și corecte. Aceștia au răspuns astăzi că nu ține de competența lor să se pronunțe asupra legitimității scrutinului, dar speră că autoritățile vor ține cont de recomandările pe care le-au formulat. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. În câteva minute, Natalia Morari vă așteaptă la o ediție specială a emisiunii Politica. Stați cu noi ca să aflați cine cu cine va face alianță ca să preia din nou guvernarea, care deputat, viitor deputat va pleca, la care partid și alte minunății din această campanie electorală. Eu vă reamintesc că dacă ați filmat imagini interesante, ni le puteți trimite pe site-ul tv.md, iar noi le vom transforma în știre. Sunt Angela Gonța și vă mulțumesc că ne priviți!